Я Таша, привет. Нирочка спала в машине. Bine, bine, uite și aici, 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 pasă, pasă, bine, bine. Nu rămâi absolut nimic. Salut, prieteni! Sunteți pe canalul Irăcica Info. Și eu, prieteni, astăzi am venit după Irăcica. Irăcica astăzi a avut câte lecții? Doar 4. Doar 4 lecții. Și eu am hotărât să vin după ea, deoarece este mai devreme. Andreș este la grădiniță, prieteni. El după o săptămână de pauză, știți că a avut febră după ce s-a lovit și nu a frecventat. Și astăzi l-am dus. Drept că cu lacrimi, cu asta, dar nu s-a dus. A fost chiar fericită. Da. Dar eu, Irăcica, știi de ce am venit după tine? Deoarece, în primul rând, că și mai devreme terminat orele, este ora 12 și 15 minute acum. Și totodată vreau ca să spălăm mașina, ca tu să mă ajuți să spălăm împreună mașina. Vrei? Da, eu chiar vreau. Prieteni, eu de ce vreau ca Irăcica să spele? Deoarece noi de multe ori când ne ducem pe la bunici, pe unde ne mai ducem cu mașina, și Irăcica, puțin, dar Andreș cel mai mult, cu picioarele, noi deja ne descălțăm în mașină când intrăm. Da. Și pe Andreș îl descălțăm, că foarte multă mizerie. Și eu de multe ori le spun, nu faceți murdărie, că este greu să faci curățenie. Și la noi, prieteni, în oraș, s-a deschis o spălătorie auto unde poți să-ți speli singur mașina. Nu te duci și doar vâri mașina într-o încăpere și ți-o spală. Dar acum noi vom merge singur și o spăla uiră. Vrei? Eu niciodată nu am spălat mașina. Nu ai spălat niciodată. Eu am mai spălat-o de câteva ori de când s-a deschis această spălătorie auto. Dar acum vreau să mergi și tu. Ca tu să vezi cum este să speli mașina și după aceea o să vedem. O să păstrați voi curățenia sau nu? Mergem? Da, mergem. Va fi ca un test, prieteni. Haideți să vedem cum Irăcica pentru prima dată va spăla mașina. Și vreau să vă arăt, iată, aici este școala lui Irăcica, după cum știți deja, dar această spălătorie auto este, iată, aici, la intersecție, peste 100-150 de metri. Acum noi în câteva secunde vom fi acolo și vom vedea cum Irăcica pentru prima dată va spăla mașina. Mergem? Da! Hai, mergem! Iată, suntem la spălătorie, da. Aici trebuie să pui bancnota. Aici? Da. Pune-o, pune-o. E prima dată. Așa? Așa, aia 10. Și vom lua două jetoane. Este poți. Aici nu dă rest, noi vom lua două jetoane. Hop, încă unul. Încă unul trebuie să mai cadă. A, iată așa. Iată încă unul. Așa, cum vin încoace? Mai vin încoace. Iată, prieteni, noi am adus mașina. Iată aici. Acum vom spăla singurei. Tu o să o speli. Așa. Aici introducem jetonul. Aici? Da. Iată așa, trebuie să... Vezi, aici are special găuri. Așa. Se corespunde, am înțeles. Așa, acum noi apăsăm 2 ca să întrebuiască întâi cu spumă. Hai, eu o să-ți arăt. Pistolet roșu. Da, pistoletul roșu. Hai. Tu, da, o să mai filmezi tu pe mine. Uitați, o prins în spumă. Eu prima dată sunt la autospălătorie. Eu altfel îmi imaginam. Iată, prieteni, deja am dat eu, să spălăm cu spumă, deoarece să nu se murdărească Irăcica. Și acum și o să spăl tot eu cu apă, după ce nu dăm cu... Da, după ce dăm cu spumă, așteptăm undeva o minută, două, și după aceea o spălăm cu apă deja, bine? Da. Și după aceea o să scoatem mașina de aici, la soare, și tu acolo o să o ștergi, o să o speli cu cârpa. Avem cârpă specială pentru mașină și tu acolo deja o să o ștergi, bine? Da. O să vedem, pe din afară eu, dar pe dinăuntru tu. Și atunci o să vezi ce înseamnă să faci curățenie în mașină. Bine? Da. Bine. Deci, acum, prieteni, Irăcica, puțin... Vreau să te mă dai de ajutor?
Acuși, da. Acuși și că o să mai filmeze puțin cum o să spăle o mașină, da? Da. Ha. Acum ce vom face? Acum trebuie să luăm cârpa și să o ștergem bine, pe din afară și înăuntru. Asta deja tu vei face. Bine, am înțeles. Bine, acum și eu ies, îți dau cârpa și îți arăt cum. Bine? Aha, da. Tata, acum tu ce vei face? Acum eu încep de sus. Știi că de ăla se începe de sus în jos. Uh-huh. Eu îți arăt cum tu ești n-ajuns. Asta îți dau cărpață și așa o ștergi până, avem așa cărpă specială. Uh-huh. Ia uitați-vă acolo sus cum tata șterge. Și eu îți arăt cum, după asta să începi tu jos, să așa bine, 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 iei câte o bucată și să o ștergi toată. Și la ochi tot. Bun? Bine, am înțeles. Ha. Așa, acum este rândul tău, da? Bine, trebuie să apeși. Iată așa, începi, ștergi tot, 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 bine, 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 uite așa, hai. Iată așa, prieteni, Irăcica spală mașina. Eu nu te apeșe de greu. Bine, bine, uite și aici, 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 apasă, apasă, bine, bine, să nu rămâi absolut nimic. Și nu așa numai să șterge, după aceea, și la orice pas o să spălăm cârpa. Da. Iată aici este, da, iată aici este un robinet, apeși aici. Curge apă aici, am luat piciorul, nu mai curge, apăsăm, curge. Aici vom spăla cârpa. Nu este într-adevăr super această autospălătorie. Vii singur, fără rând, stai, ți-o speli când vrei, cât vrei. Aici mai este, iată așa, aspirator. Tot pui un jeton și ți-ei și ți faci curățenie. Apropo, un jeton costă 15 lei, se primește noi 15, am cheltuit pentru spumă, 15 pentru apă și 15 pentru aspirator. Și se primește cu 45 de lei în spăla mașina. Numai că singur, da? Da. Dar așa când trebuie să ne ducem la spălătorie unde ți-o spală oamenii, costă 120 de lei. Uh-huh. Hai, hai mă, repede, trebuie repede, că încă este udă, nu se usuși de la soare. Repede, repede și bine. Iată așa, prieteni. Deja, prieteni, au întâlnit când vom face curățenie înăuntru. Iată că prieteni, cam Irăcica finisează, deja are undeva o jumătate de oră. Și cum? Este ușor să speli mașina, Ira? Nu. Îți place această procedură să speli mașina? Aha, hai vin, vin încoace să mai arăt. Fete, aici este apă, șterge. Nu trebuie să fie nimic apă, vin încoace. Iată aici, de la oglindă, vezi, curge. Stai, și aici, pe masă. Iată aici, la oglindă. Așa, șterge, șterge, bine până jos, până jos șterge, vezi? Așa. Iată așa. Îți place că mașina este curată? Da, e frumos. Da. Iată, acum o să înțelegi cum e să fie mașina curată și cum să păstrezi, bine? Da. Așa, acum o să facem înăuntru. Iată, Irăcica, îți arăt unul cum se scoate. Sau lasc, îți arăt eu de data aceasta cum se scot. Vezi cum se scoate? Da. Partea voastră. Și le punem acolo. Și așa le scoatem pe toate patru. Din față. Și din spate. Și din spate. Și așa le scoatem pe toate patru și după aceea cu aspiratorul vom face curățenie. Bine? Da, am înțeles. Hai. Hai, acum înăuntru. Șterge bine, bine, bine colbul. Să nu fie colb deloc. Peste tot trebuie să ștergi bine. Așa, ștergi partea asta,
aici, pe urmă te muți în parcă la șofer. Ștergi, ștergi și ușa. Așa, acolo Andrei își pune picioarele, corect. Acum șterge ușa. Bine, te dai jos și o ștergi toate. Începând de așa de sus și vii în jos. Și ștergi absolut toată ușa. Ne-am înțeles? Da. Așa, iată așa, prieteni, Irăcica spală mașina pentru prima dată. Este bine, da, Ira? Super! Da! Hai. Puneți like-uri, prieteni! Puneți like-uri! Cine a mai spălat mașina împreună cu tata? Iată, Irăcica pentru prima dată spală. Noi îți dorim succes în continuare, Irăcica! Plezii! Go! Mă așteaptă aspiratorul! Da! Iată și mașina noastră este curată. Aici puțin afară. Irăcica a terminat, bravo. Dar să arătăm și înăuntru că este curat. Peste totul este curat, prieteni, am șters corbul, am făcut aspiratorul, peste tot. Așa, închide ușa. Iată așa, îmi place și mie când este mașina curată. Mie tot îmi place când este curată. Nu, ce, Irăcica? Ți-a plăcut să faci, să speli mașina și să faci curățenie în ea? Este un pic complicat. Nu pot spune că este foarte greu și că nu este plăcut. Da, desigur că este complicat, dar oricum, mie puțin chiar și mi-a plăcut. Păi a ce, fost o experiență mai... frumoasă. Păi ce, o să mai vii cu mine? Nu chiar de fiecare dată, dar o să mai vin. Asta este precis, că o să mai vin cu tine să te ajut, dar nu de fiecare dată. Bine. Și acum înțeleg cât de obositor este, deoarece și eu un pic am obosit. Este foarte complicat și eu voi păstra curățenia de altă dată și de azi înainte nu voi mai face mizerie. Bravo, eu mă bucur că tu ai înțeles. Asta, prieteni, a fost așa ca un video educativ. Da. Puțin ca Irăcica să înțeleagă, că eu tot îi spuneam de multe ori, dar ea credea că este așa de simplu să faci curățenie. Eu credeam că chiar este simplu, dar nu este simplu deloc. Nu este simplu deloc, așa. Bine, deci, prieteni, sper că și voi ați înțeles ideea acestui video și când veți urca în mașina părinților voștri, trebuie să păstrați curățenia, da, bine? Ne-am da. Înțeles? Să fiți bine. Mai atenți! Prieteni, sper că v-a plăcut acest video, dacă este așa, nu uitați să puneți multe, multe like-uri și să vă abonați pe toate canalele noastre YouTube. Irăcica Info și Andrei Îndirăcica Info și Andrei Savciuc Live. Iar noi vă spunem pe curând și până la video următor. Pa, pa, prieteni, păstrați curățenia în mașini! Pe curând, prieteni!